Ne întrebăm deseori, ce e fericirea? Unii au reușit să simplifice și să explice că este vorba de un hormon care se numește serotonină. Alții au demonstrat recent că serotonina pornește atât din creier cât și din stomac, iar expresia fericirea trece prin stomac capătă sens. Așa se explică de altfel de ce emoțiile puternice de frică sau de fericire le simțim în stomac. Lumina, exercițiile fizice, masajul și amintirile plăcute, astea duc spre fericire. La capătul opus, panica și nesiguranța conduc spre depresie. Și cine stă mai pe ghimb, mai încordați, o așa lungă perioadă de timp, de la semănat până la recoltat, decât fermierii? E clar că ei câștigă podiumul pentru nevoia de relaxare. Eu aș spune că fericirea trece și prin ochi. Hai la Agriplanta Romagrotec să te vezi cu lumea și să-ți creezi amintiri plăcute. Relaxează fermierul din tine! Mihai Ivașcu, ce te îngrijorează? Ce mă îngrijorează în momentul de față și când mă uit la aceste loturi în care noi ne aflăm și ținem acest scurt interviu, ce mă îngrijorează este faptul că, iată, Uniunea Europeană, prin noua politică agricolă și prin Green Deal-ul pe care ei încearcă să-l implementeze la nivelul Uniunii Europene, nu obligă fermierul, ci îi pun în vedere că ar trebui un pic să ne orientăm către varianta de no-tillage pe partea de înființarea culturilor agricole. Stau și mă gândesc, oare scoaterea plugului e benefică pentru agricultura românească? Totuși am lucrat cu plugul mulți ani. Mulți ani și mulți fermieri încă sunt reticienți la a renunța la acest plug. Acum beneficiile rămâne doar să le vedem pe parcursul anilor, dar lucru care pe mine mă îngrijorează este faptul dacă vom reuși să schimbăm și să retehnologizăm parcul de utilaje agricole. Când zic să-l schimbăm, noi trebuie să-l adaptăm astfel încât să putem face acest nou utilaj pe care toată lumea încearcă să-l promoveze, ceea ce înseamnă că va trebui să ne schimbăm parcul de implementuri, în primul rând. Că implementurile, de fapt, sunt cele care ne ajută în tehnologia aceasta no-tillage. Așa cum știm cu toții, finanțarea de la Uniunea Europeană vine pentru utilaje agricole. Dar oare vine și pentru a schimba utilajele agricole? Pentru că acum tot ceea ce se finanțează prin fonduri europene se finanțează pentru dezvoltarea fermei, pentru achiziția de noi utilaje și echipamente. Nu pentru a schimba utilajele, pentru a le înlocui pe cele pe care le ai. Și atunci poate că ar trebui un pic Uniunea Europeană să privească și să finanțeze și astfel de înlocuiri de utilaje. Și cum vezi o soluție? Soluția ar fi ca în această politică agricolă actuală, care urmează să se implementeze la nivelul Uniunii Europene, să se aibă în vedere și finanțarea înlocuirii de echipamente și utilaje agricole. Nu știu dacă ar trebui neapărat o măsură nouă, ci măsurile care ele sunt acum, doar atât, cum am spus și mai devreme, ar trebui mulate pe cerințe. Exact, mulate pe cerințele pe care Uniunea Europeană le impune prin acest Green Deal. M-ați întrebat ce soluții ar fi. Soluțiile cred că le putem găsi împreună noi, ca și producători și importatori de mașini agricole, împreună cu fermierii, care ei sunt partenerii noștri și au fost întotdeauna partenerii noștri. Și când le putem găsi? Unde mai bine decât la Agriplanta Romagrotec, expoziția de care noi suntem mândri și pe care o promovăm, la care venim an de an și acum venim și cu mai mare drag și cu mai mari speranțe după o pauză de 2 ani de zile. Relaxează fermierul din tine!